Când privim în Sfintele Scripturi, felul în care Dumnezeu Tatăl lucrează, așa cum însăși Mântuitorul ne-a vorbit, Tatăl meu lucrează până acum, de asemenea și eu lucrez. Sigur, cineva poate să-și pună întrebarea, bine, dar la ce anume lucrează Dumnezeu acum, când, de fapt, tot ce se vede, El a fost cel care le-a făcut. Ce mai face acum? Dacă întâia zidire și-a avut un timp, că cel de mult lucru pe care l-a făcut a fost omul. Și după ce este om, l-a făcut, cuvântul vorbește limpede, de Dumnezeu s-a odihnit. Adică după ce a terminat lucrul care l-a avut de făcut, s-a odihnit. Dumnezeu, din odihna pe care a avut-o după ce a terminat tot ce era de făcut în întâia zidire, a ieșit din această odihnă în urma căderii omului în păcat. Dacă acest lucru Tatăl n-ar fi ținut seama și l-ar fi lăsat pe om să-și poarte păcatul, să rămâi sub blestem. Tatăl niciodată în sufletul lui odihnă n-ar fi avut. Știind că Adam, fiul lui, pentru că Biblia așa îl numește, Adam, fiul lui Dumnezeu, el nu putea să aibă pace și liniște atât timp cât știa că fiul lui este victima, este sufletul care a căzut prea în mâinile vrăjmașului, prin păcatul săvârșit, în urma neascultării. Dacă avem răbdare, aș dori, iubiții mei frați, să putem, cu ajutorul Domnului, în această dimineață să ne apropiem mai mult de cuvânt și să căutăm prin Duhul Sfânt care este cu noi, să ne adâncem mai mult în cunoașterea Sfintelor Scripturi, ca să avem o și mai frumoasă și fericită nădejde în Domnul. Ca să se împlinească și cu noi cuvântul care spune că lumina celor neprihăniți merge mereu crescând până la miezul zilei. Deci nu trebuie gândit că cineva aici pe pământ, atât cât a ajuns, ar însemna un plafon sau o limită la care mai departe nu. Nu. Noi suntem într-o continuă creștere, într-o continuă mergere spre cele mai înalte culmi, spre cele mai înalte înălțimi. Cel care are pe inimă gândul acesta de a duce pe om pe cele mai înalte culmi este Tatăl. El, care este iubire, și Mântuitorul Iisus ne confirmă acest adevăr în Ioan 17, în care se spune și nimeni nu se poate îndoi de acel cuvânt în care este arătat cât de mult Tatăl îl iubește pe Iisus, în care își găsește totdeauna toată plăcerea. El a mărturisit. Și Mântuitorul Iisus, când vorbește despre noi, felul în care ne iubește Dumnezeu, Iisus spune limpede, să cunoască lumea că i-a iubit așa cum m-a iubit pe mine. Deci uitați-vă, nu există limită. Există totuși o limită. Și lui Adam, după ce l-a făcut, l-a așezat în grădina Edenului, sădită de Dumnezeu, și Domnul i-a spus, poți mânca din toți pomii din grădină, deci era fără limită, deci din oricare, după plăcerea ta. Dar din ăsta să nu mănânci.
acest cuvânt spus lui Adam, Mântuitorul Iisus, mai întâi El l-a avut în vedere. Măcar că era Fiul lui Dumnezeu, spune Pavel, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să se facă împotrivă cu Dumnezeu, ci a învățat să asculte. A învățat să asculte și prin această ascultare a mers până acolo la moarte și încă moarte de cruce. Vă rog să reținem aceste versete din Scriptură ca să putem să ajungem și noi să vedem ce înseamnă acele cuvinte pe care le vom citi tot din Scriptură, în care Iisus spune limpede două versete mai întâi. În Ioan 15 Iisus a spus: Eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul. Deci, de capul locului ne putem da seama vița care va rămâne și pe care Dumnezeu o îngrijește și de la care așteaptă acele roade pe care le știe, și acestea sunt în Iisus, vița, adevărata viță. Se pune întrebarea pentru noi, ne oprim la primul cuvânt. Sunt eu în această viță care e Hristos, cuvântul? Ca să am fericită nădejde că voi rămâne la infinit cu Dumnezeu. Pentru că tot ce lui din Hristos și tot ce lui este în Hristos va fi dat afară. Biblia vorbește acest lucru. E minunat atunci când știm că prin harul lui Dumnezeu tocmai chemarea aceasta am primit-o. Și vom vedea din versetele care se vor mai citi. Așa, să vă iertați că mai fac câte o mică pauză, pentru că nu mă ajut așa, sunt cum mă vedeți. Revenim la cuvântul de mai sus. Poți mânca din toți pomii din grădină după plăcerea ta, dar din ăsta să nu mănânci. Biblia vorbește că slava pe care Dumnezeu a rânduit-o pentru noi este scrisă în Scriptură. El e acel care, în înfiere, ne-a făcut să fim părtași sau împreună moștenitor cu Hristos. Cine este de fapt Hristos între toți fiii lui Dumnezeu? El este întâiul născut. El se bucură spre deosebire de noi toți de cinstea și respectul pe care Tatăl El l-a dat, care este oglindit în Vechiul Testament, dreptul de întâi născut. Dar este interesant un lucru, că atât El, întâiul născut, cât și ceilalți care vin după El, suntem fii al lui Dumnezeu, moștenitori, împreună cu Hristos. Pavel vorbește în Efeseni de această înfiere, ca să fim moștenitori împreună cu toți sfinții în lumină. În lumină, Dumnezeu este lumină. Și în această lumină, ca să fii moștenitor împreună cu toți sfinții, dar niciodată nu trebuie să ne scape din vedere că în fruntea tuturor sfinților e Hristos întâiul născut. Respectul acesta, încă din Vechiul Testament, îl avem. Tocmai de aceea, biserica e foarte interesant, pentru că mi se duce gândul la mai multe versete în Scriptură, dar îl spun pe asta acum. Numele Bisericii lui Dumnezeu spune, zice, Biserica celor întâi născuți. Întrebare, dar cum asta? Păi noi suntem mai mulți, de fapt. Și de ce cuvântul numește Biserica
celor întâi născuți. Care este înțelesul acestui cuvânt? Dumnezeu a fost acel care a hotărât un lucru și cu ajutorul lui dorim să rămânem puțin asupra acestui adevăr. Fratele a vorbit mai înainte câteva lucruri foarte interesante. Felul cum lucrează Dumnezeu și cum arată lucrarea lui Dumnezeu, acest triunghi. Ne întrebăm care este acel plan pe care Dumnezeu și-a întocmit în el însuși mai înainte de întemeierea lumii. Când a lucrat la prima zidire, să fie oare singurul plan pe care l-a întocmit atunci, când a creat ceea ce se vede acum? Biblia vorbește un lucru foarte interesant în legătură cu acest gând, că noi, care alcătuim Biserica Trupului Hristos, cei care sunt chemați să moștenească împreună cu Hristos în noua zidire, Biblia vorbește că a fost cunoscut de El mai înainte de întemeierea lumii. Deci, și mai avem un alt cuvânt, sunt mai multe, dar îl sunt pe acesta, că întâi vine ce este firesc și pământesc și apoi ce este duhovnicesc și ceresc. Dumnezeu este minunat în toate lucrările sale. El mai întâi nou ne descoperă umbra lucrurilor viitoare care rămân la infinit. Ne descoperă mai întâi simbolurile, ceea ce ne poate face să înțelegem și mai bine adevărul. Ne întrebăm, bun, dar o întrebare cu privire la adevăr, ce este de fapt adevărul? Pentru că pe fiecare om, în lupta pe care o duce pentru o anumită cauză, el gândește că scopul în lupta pe care o duce, el are în vedere un anumit adevăr. Și pentru asta îl dă viața. Dar vine întrebarea, pot fi oare mai multe adevăruri? Nu. Adevărul este unul. Orice am vrea noi să spunem și oricum am căutat să lămurim pe alții că există mai multe adevăruri, ne înșelăm. Mântuitorul Iisus, când a venit în lume, El a spus, eu pentru asta am venit, să mărturisesc despre adevăr. Noi ne întrebăm, bine, Pilat a pus întrebarea, dar ce este adevărul? Dar n-a avut răbdarea să-L audă pe Mântuitor să spun ce este adevărul. Și aici afară. Dar noi avem cuvântul care ne spune limpede ce este adevărul. Haideți să vedeți ce spune Scriptura. Pentru că ceea ce discutăm acum, asta nu e o predică, ci este vorba mai mult de a ne da seama cât de importantă este pentru noi această chemare pe care ne-a făcut-o Dumnezeu să ne numească fii. Dacă suntem fii, vom fi și moștenitori. Și deci este în interesul nostru să cunoaștem Scripturile, pentru ca bucuria noastră să fie deplină, cum o spune Iisus, Domnul. Căci fără o astfel de cunoaștere nu poți avea bucuria deplină.
s-a mai vorbit de ceea ce spun acum. Aveți un tânăr, un om la Iisus și îl numește bun. Versetul spune, zice, bunule, pentru ce mă numești bun? Unul singur este bun. În alte evanghelii se spune că a venit cineva și a dorit să aibă parte de împărăția lui Dumnezeu, un bogat. Sigur, oamenii care sunt în lumea asta mai deosebiți de alții prin cele pământești, ar dori și dincolo să aibă parte de o fericire. Chiar și în lumea păgână găsim mărturii în piramidele care se descoperă făcute de mii de ani, faraonii, acei împărați puternici, în mormintele care ei sunt acolo puși, s-au găsit schelete de oameni, robi, pe care i-a avut cu el acolo. Tot felul de bogății, aur, lucruri scumpe, de valoare, toate cu credința că, trecând în veșnicie, să fie mai departe slujit, mai departe să aibă tot ce trebuie și așa s-a găsit în acele locuri unde se găsesc aceste nevii, acestor împărați pe care Egiptul i-a avut cândva. Dar de ce toate astea oare? Erau păgâni. Nu aveau o cunoștință pe cum era poporul evreu. De ce? Iarăși descoperim, și asta este frumos, când Dumnezeu l-a creat pe om, cum s-a vrut chiar de la început, că scopul pe care l-a avut Dumnezeu cu omul când l-a creat, n-a fost numai viața de aici. Este scris, tu ai pus în inima omului și gândul veșniciei. Și gândul acesta al veșniciei îl găsim în toți oamenii, indiferent în ce religie se găsesc. Și așa se explică cum chiar religiile care nu au ca bază, ca temelie jertfa lui Hristos, fac pomeni, își dau lucruri multe și altele care le știm, dar toate se fac cu un gând, să aibă dincolo. Ele, sigur, noi nu cu ce ne hrănim aici ne vom hrăni și acolo, nu cu ce mă îmbrac acum, mă îmbrac și acolo. Acolo este vorba de o altă viață, acolo sunt alte legi, acolo nu mai e vorba ca aici pe pământ, că dacă omului i s-a dat viață și o poate avea prin hrana și băutura care i s-a spus, pământul să dea roade pentru hrană, e ca să se păstreze viața. Dincolo există o altă hrană, există alte legi după care în împărăția cerurilor Dumnezeu le-a rânduit. Biblia spune, iertați-mă că trec de la un verset la altul, dar este bine să știm acestea de adevărul. Când citim acel loc din Vechiul Testament despre Israel, ca popor al lui Dumnezeu, el trebuia să știe. Și în adins te-am dus în pustiu, ca să te învăț că omul va trăi nu numai cu pâine și apă, ci cu orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu. Mântuitorul Iisus spune foarte limpede, eu sunt pâinea care vine din cer de la Tatăl. Evreii când au auzit cuvintele astea, au zis, Doamne, asta e prea de tot. Și Iisus a spus limpede, dacă cineva nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, n-are viață în el. Deci exact ce se spune despre omul pământesc, pâinea și apa, înseamnă pentru om viața. Dar pentru spirit, pentru duhul omului, pentru suflet, Hristos este pâinea. Hristos este apa vie. Hristos este lumina. Cu alte cuvinte, în El avem totul deplin. Ne întrebăm,
bun, această viață care e cu totul deosebită de viața pământească, cunoaștem noi acele legi ale acelei vieți care este în afara acestei vieți pământește? Iubiții mei, frați, tocmai spre o astfel de viață Dumnezeu a avut în vedere chemarea care ne-a dat-o. Să ne ridice la aceste înălțimi, pe aceste culmi, ca să gustăm împreună cu toți sfinții din toate timpurile, cum spune cuvântul, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Cuvântul gustat este limpede, nu se poate vorbi despre o gustare decât în momentul când o pâine, vrei să o guști, ai rupt-o și o duci la gură. Mântuitorul când a vorbit despre el că e pâinea vieții, el a spus un lucru foarte interesant acolo. A spus numai că este pâinea vieții și nu a spus numai faptul că dacă o ai, vei trăi veșnic. El spune și așa, zice, și mănâncă din ea, că poți să mori de foame cu pâinea lângă tine dacă nu o mănânci. Ca să trăiești, mănâncă-o. O mănânci, ai viața. Nu o mănânci, mori. Deci, Mântuitorul, când ne-a vorbit că în El avem viața, întrebarea se pune. Aici este iarăși un secret. Îmi doresc eu în viața mea de credință. Ce spun Scripturile? Este pentru mine cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, pâinea și izvorul apelor vii. Este El cuvântul Bibliei pentru mine, lumina vieții cele veșnice, în care sunt ascunse toate comorile. Căci fiecare cuvânt al lui Dumnezeu e o comoară. E o minune să ai cuvântul lui Dumnezeu în inima ta. Și cuvântul nu e altul decât Hristos, e o ființă. Iar când se vorbește despre Hristos ca ființă, El este Dumnezeul descoperit în trup. Cum spune cuvântul, că Dumnezeu era în Hristos, adică în trupul pe care l-a luat din Fecioara Maria și a făcut pentru noi ce? Ispășirea păcatelor. Când acest cuvânt îl am în inima mea și eu nu pot trăi fără el, hai să zicem cum a fost și vremea prigoanilor prin care noi am trecut. Au trecut ani de zile în care n-am avut Biblia cu noi, dar cuvântul prin Duhul Sfânt a fost pus în inima noastră. Și Iisus ne-a vorbit mai de dinainte, când a vorbit că El se va duce la Tatăl și noi rămânem pe pământ, a spus ucenicilor. Și eu spun și Tatălui, și le-am dat cuvântul tău. Le-a spus-o și ucenicilor. V-am spus toate aceste lucruri, și El le-a arătat limpede că când va veni vremea ca El să nu mai fie între ei și Duhul Sfânt va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Întrebare, bun, eu am stat legat în lanțul și Biblia n-am avut-o cu mine. Cum putea să ia Duhul din ce este al Lui și să-L descoperi? Pentru că dacă eu Biblia nu aveam și nu aveam unde să-L citesc, mă întreb cum se explică cuvântul spus de El, că va lua de ce este al Lui și va descoperi. El, Domnul, a purtat grija pentru fiecare să avem noi cuvântul, ajungă în lanțul, într-o situație în care eu pot să treacă ani și nu mai am Biblia cu mine, dar Biblia e înăuntru meu și Duhul Sfânt totdeauna în fața oricărui lucru potrivit cu ce am eu de trăit în momentul acela, Duhul ia din lăuntru, din cuvântul pe care Hristos l-a pus pe Duhul și mi-l arată. Și sufletul meu trăiește mai departe. Trăiește mai departe. Richard, fratele nostru, spunea despre un frate, sunt mai mulți, dar e vorba de unul care a stat 42 de ani în pușcărie. Și când l-a întrebat
cum a fost acești ani, 40 și ceva de ani? Și a fost foarte bine. Bine în sensul că a avut cuvântul lui Dumnezeu în el. Bucuria lui și mângâierea lui sau trăirea lui de la o zi la alta era cuvântul care era în inima lui. Cât timp a trecut? 40 ceva de ani. Ne întrebăm, oare e posibil așa ceva? Și Domnul vine patru și sunt și, da, e oare ceva de mirat din partea mea? Iubiți mei frați, haideți, vă rog, să cunoaștem ceea ce Iisus a spus când El a vorbit despre cei care se rătăcesc. A arătat acel lucru. Oare nu vă rătăceți voi pentru că nu cunoașteți Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu? Deci două lucruri foarte importante. Să cunoști Scripturile și puterea lui Dumnezeu. Iar noi, de foarte multe ori, cum s-a vorbit chiar la început, ne bate teama văzându-ne așa cum ne vedem, cu păcatele noastre, cu greșelile noastre, și mai vine și îndoiala de ziuare, știu eu cum se va sfârși? Și tot Biblia este cei care le spune, Pavel vorbește, Apostolul, Petru, mai întâi, zice, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Întrebarea, cum adică prin credință? Pe oricare l-a întrebat de afară, păi da, și eu cred. Când se vorbește despre această păzire prin credință, Dumnezeu Tatăl îl are în vedere pe Iisus care este în noi. Că și însuși Iisus a spus, orice veți cere la Tatăl în numele meu, veți primi. Vă rog foarte mult, haideți să avem această înțelegere. Chiar și pământește vorbind, lumea se conduce întotdeauna după anumite legi. Un guvern, ca să guverneze peste un popor, mai întâi el trebuie să fie ales de popor, apoi există o constituție, adică niște legi care are în vedere absolut tot ceea ce trebuie să știe cei care sunt la conducere pentru poporul peste care este ales acest guvern. Bun. Mai mult, ca să ajung la gândul care am vrut să-l spun. Fiecare țară, fiecare putere are ambasadori în țările cu care are relație. Un ambasador, el este un împuternicit al guvernului, al acelei țări pe care el o reprezintă acolo unde este. Și e foarte interesant. El acel care guvernul sau țara din care el, pe care el o reprezintă, se ducă acele tratative sau tot ce este de făcut, deci el este cum? Haideți să auzim. Apostolul Pavel când vorbește, zice, noi suntem împuterniciți ai lui Hristos Iisus. E scris lucrul ăsta și ca și cum Dumnezeu vă îndeamnă, prin noi împăcați-vă cu El. Deci autoritatea unui predicator, a unui preot sau a unui mărturisitor constă în faptul că el este un trimis, el este un sol al Domnului, el este acel care se bucură de această autoritate și atunci țara unde este trimis această pune sau acel guvern de acolo unde el se află, tratează cu el, cu împuternicitul acesta, acele probleme care le au în vedere cele două state, cele două țări. Întrebare, ce sunt copiii lui Dumnezeu pe pământ? Biblia vorbește mai multe feluri. Într-un loc ne prezintă ca fiind martori, martori se înțelege, adică ce știm,
că am fost, ce știm ce a făcut Dumnezeu pentru noi, ce știm de chemarea care am primit-o, ce știm că am primit în urma acestei chemări, ce știm care sunt urmările acestei chemări pentru veșnicia care urmează. Deci în toate lucrurile tu ești pus în cunoștință. Fiind pus în cunoștință despre tot ceea ce Tatăl a gândit mai înainte de întemeierea lumii, asta formează în noi temelia credinței. Pilat a pus întrebarea, dar ce este credința? Și n-a așteptat. Credința nu înseamnă altceva decât revelație, descoperirea lui Dumnezeu. Bun, dar nu ne oprim aici. Pentru că este bine să ne aprofundăm cât mai bine și cât mai adânc în această cunoaștere a Domnului. Haideți să trecem mai de-a dreptul, pentru că dacă ar fi vorba să tot vorbim despre acest lucru, nu ne-ar ajunge vremea. Cum poate un om să-L cunoască pe Dumnezeul care era în Hristos Iisus, pruncul din Estea Betleemului, copilul care la vârsta de 12 ani se găsea în mijlocul bătrânilor, cărturarilor și vreme de 3 zile întrebări și răspunsuri din partea acestui copil la vârsta de 12 ani. Care este explicația un băiat la 12 ani să dea răspuns la toate întrebările ce îi se puneau? Apoi, îl vedem frumos, este găsit de Iosif și Maria, mama, merge acasă. Dar cine era cel care mergea cu Iosif și Fecioara Maria acasă? Ce casă de el? El era creatorul. El era ziditorul. El era cel care a creat și pe Iosif și pe Maria Fecioara. Nu pot să vă spun bucuria pe care o trăiesc în suflet când îl văd pe Dumnezeu cât de minunat este în iubire. Cum s-a smerit atât de mult ca nimeni să nu bănuie că El este Dumnezeul venit pe pământ în trup de om. Când păstorii l-au văzut în este pruncul, un copilaș învelit în scutece, în este la rece, și i-au adus darul, în sfârșit, întrebare. Dacă ne lipsește credința, putem noi gândi și crede că pruncul acela era ziditorul cerului și al pământului? Putem noi crede ceea ce el însuși spune în cartea Apocalipsei lui Ioan? Eu sunt Domnul Dumnezeu cel atotputernic. Au cum spun eu? Eu sunt. Biblia pentru omul care are bucuria să se bucure de această chemare e o bucurie ce nu-i găsești margini. Așa cum Dumnezeu e fără margini, aceasta este bucuria pe care o trăiește un copil al lui Dumnezeu. Revelația, descoperirea lui Dumnezeu în noi înseamnă ceea ce în cuvinte, dacă vrei să încerci a o descrie, este imposibil, n-ai cum, nu poți. O trăiești, dar trăind-o, dacă ar fi să o trăim în toată plinătatea, am murit. Trupul acesta nu poate rezista carnea. Hai să revenim de nou. Cum putem noi să-L descoperim pe Domnul Dumnezeu în trupul pe care l-a luat din Fecioara Maria? În Evanghelia lui Ioan sunt foarte multe taine care ne pot ajuta să înțelegem ceea ce vreau să spun acum. Mântuitorul a făcut multe minuni și semne. Multe. Cu 5 pâini a săturat mii de oameni. A înviat morți.
minuni și tot minuni, peste tot. De ce oare cei mai mulți nu l-au putut cunoaște? Și au rămas mai departe cu inima împetrită. Chiar dacă pe moment, cum a fost la intrarea lui în Ierusalim și a fost întâmpinat cu laude și osanale, dar aceste osanale și aceste laude era, haide să auziți ce înseamnă spiritul de turmă. Lumea este asemănată cu marea. Și e foarte interesant. Curenții care se formează pe apele întinse ale mării au puterea să miște marea în valuri. Și lumea, datorită unor curenți, în urma unor întâmplări sau fapte deosebite, pornește într-acolo. Văzând toate aceste lucruri, când au văzut ei că cu câteva pâni s-a săturat 5.000 de oameni, altădată 4.000, când au văzut că Lazar mort de 4 zile și Dumnezeu l-a înviat, slăbonogul care îl ducea pe pat și îl vede lumea cu patul în spate, plecând acasă, l-a întrebat, dar ce s-a întâmplat? Păi acela care se numește Iisus. Și Biblia spune și Iisus i-a mers faima. Această faimă i-a făcut pe cei care atunci când a intrat în Ierusalim să-l întâmpine cu osanale. Întrebare, haideți-vă, cât a ținut aceasta? Atunci, câte zile a trecut de la intrarea în Ierusalim până ce au început cu toții să strige în gura mare, răstecnește, răstecnește. Aș vrea să tragem aici o linie ca să nu uităm nimica. Ne-am pus noi vreodată întrebarea, de ce oare, după un timp de 1000 de ani, când Domnul Hristos va împărăți peste tot pământul și pământul, lumea va ajunge un adevărat rai și la urmă Satan este dezlegat și lăsat iar în lume. Cum se poate oare lumea din timpul celor 1000 de ani se alătură din nou lui Satan și pregătesc un război împotriva Domnului și împotriva Sfinților Lui? Oare n-au învățat nimic în cei 6000 de ani de la facerea omului, de la moartea lui Abel și până ce Iisus Domnul va veni ca împărat și îl va lega pe Satan? Războaiele, revoluțiile, crimele, suferințele grozave, ce sunt toate astea? Urmările păcatului, amăgirea acestui vrăjmaș al lui Dumnezeu, diavolul. Și uitați-vă, și Iisus Domnul ajunge împărat, nu mai se ia seama. Și ei se înmulțesc foarte mult, singurii care rămân fideli lui Dumnezeu sunt sfinții care vor învia la venirea lui ca împărat. Ne-am întrebat noi, de ce oare Dumnezeu îngăduie ca Satan să fie dezlegat la sfârșitul celor mii de ani? Vă rog foarte mult în numele lui Hristos, Domnul care este aici cu noi, să înțelegem ce înseamnă nașterea din nou. Mântuitorul a spus limpede că dacă cineva nu se naște din nou, cu niciun chip nu va vedea împărăția lui Dumnezeu. După 1000 de ani, nu războaie, nu boli, nu, au trăit cum nu se poate vorbi. Și la urmă Satan, care în cei 6000 de ani a pustit pământul prin războaie și prin tot felul de nebunii,
lumea din nou îi se alipește. Întrebare, vă rog foarte mult. Ce anume îl face pe omul acesta că îl uită pe Dumnezeu și toate binefacerile lui și se alipește vrăjmașul? Ce anume se întâmplă chiar în viața noastră până la 1000 de ani? Când are loc anumite abateri din viața noastră, cine e acel rău sau ce este acel rău care ne face să îmi iau ochii de la Domnul, care este izvorul vieții, izvorul oricărei fericiri, și mă depărtez de el spre ceea ce nu-i decât deșertăciune și goană după vânt. Păcatul. Ne întrebăm, dar ce este, Domnule, păcatul? Păcatul nu este altceva, și haideți, vă rog, să facem această deosebire foarte limpede. Dacă Iisus Domnul este cuvântul lui Dumnezeu, dacă Iisus Domnul este bobul de grâu, acel din care Dumnezeu își va face un popor care va sluji la infinit, păcatul este de la diavolul. Ce este Iisus ca bob venit din Tatăl, păcatul este răul care vine din acest vrăjmaș al lui Dumnezeu, vrăjmaș de moarte, vrăjmaș care, sub nicio formă, niciodată, lui Dumnezeu nu îi se va pleca. Și omul din nefericire, încă din pântecele mamei, este atins de acest rău. Tocmai de aceea, moartea are puterea asupra oricărei ființe omenești, răul acesta care există. Prin ce poate fi stârpit? Nimeni și prin nimic decât numai Dumnezeu a putut să-l stârpească. Dar e o condiție. Valabil este acest har numai pentru cei care cred. Amen. Dacă crezi, ai viața. Dacă nu crezi, această putere sau această, o putem numi și altfel, e vorba de un antidot. Ce este de fapt un antidot? Noi știm o mușcătură de șarpe, unde își lasă otrava. Medicamentul împotriva acelei otrăvi e foarte interesant. E făcut tot din otravă de șarpe. Și, bineînțeles, eu nu sunt medic ca să vă spun mai amănunțit, dar se știe limpede că antidotul ăsta este. Care este antidotul pentru noi ca păcătoși, mai bine spus, pentru păcatul care este în noi? Ce spune Scriptura despre Iisus spânzurat pe lemn? Cum l-a privit Tatăl spânzurat pe lemn? Ce era el? Era antidotul, adică dacă a venit să moare pentru păcatele noastre, păcatele noastre au fost pus pe capul lui. Dar el era Dumnezeu, el era viața, asupra căreia nici păcatul și nici moartea nu avea nicio putere asupra lui. Dar de bunăvoie le-a luat asupra lui. El a spus, am puterea să-mi dau viața și am puterea să o iau. Nimeni dintre oameni n-a putut să spună acest cuvânt. Numai el a putut să-l spună. Și porunca pe care am primit-o, aceasta-i. Să-mi dau viața și după 3 zile voi învia. El a știut sigur. Înainte ca să ajungă la Ierusalim, pe când erau în Galileea, le-a spus ucenicilor, iată, mergem, dar iată cine așteaptă acolo. Și le-a spus cum va fi arestat, judecat și condamnat la moarte și după 3 zile va învia. Și le spune ucenicilor, și după 3 zile, după ce voi învia, mă voi întâlni cu voi în Galileea. Deci a dat și locul de întâlnire, zice, acolo le vom vedea.
pe care dintre oameni, după moarte, a spus celor care rămân, vedeți că eu după trei zile sau după cât timp ne vom întâlni cu tare loc. Iubiți mei frați, revin la cuvântul de mai înainte. Cum putem noi ști totul, Domnule, că acest Iisus, care a fost privit de către unii, care au zis, și cine te crezi tu că ești, doar ai fi tu mai mare decât îi ia pe Avram, pe Moise și alții, decât unii prorocii. Și Iisus a uitat lunga ei. Le-a vorbit în fel și fel. Nu putea să-l priceapă. Dar le-a spus limpede. Deci ascultați aici, dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Când au auzit ei că se creadă în el și se trăiască și vor fi scutiți de pedeapsa păcatelor, și Dumnezeu, ăsta e, ce vorbește ăsta, ce spune ăsta, Dumnezeu? Că dacă noi credem ce spune El despre El, vom trăi veșnic, că suntem iertați și suntem mântuiți. Se uită Dumnezeu la el și zic, măi, dar ce te crezi tu că ești, măi? Apostolul Pavel a fost unul din mari prigonitori ai bisericii, pentru că a trăit în anturajul marilor preoți, cărturari și bătrâni care nu credeau în Iisus și omul acesta acolo și-a format acea părere despre Iisus că este un înșelător. Și când după înviere toată minunea care s-a petrecut, el s-a înălțat la cer și a apărut biserica, apostolul Pavel, mai bine zis Pavel, înainte de a cunoaște pe Domnul, a devenit acel mare prigonitor al bisericii. Și el se gândea ca unul care era plin de râvnă pentru Dumnezeu și pentru legea lui Moise, că ce face el, nimeni altul n-a mai făcut ca el. Și a făcut prăpăd în biserica lui Dumnezeu. Vă dați seama. Când pe drumul Damascului, când Pavel, sau mai bine Saul, care mergea cu acele scrisori prin care era împuternicit să aresteze și să bage în temniță și să ucide pe cei care erau în biserică din Damasc, deodată se vede într-o lumină așa de puternică încât el rămâne orb și aude acele cuvinte. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Mirat, când s-a văzut în acea lumină și nu mai vedea nimic decât întreabă. Doamne, cine ești și ce trebuie să fac? Și Mântuitorul îi răspunde, eu sunt Iisus din Nazaret pe care tu îl prigonești. Cum? Iisus din Nazaret. Un tâmplar? Păi Pavel asta știa despre Iisus. Un dulgher dintr-o localitate cu numele Nazaret, din Galileea, de unde nimic bun n-a ieșit niciodată. Și ăsta se dă că este Dumnezeu. Și Saul, uimit, rămâne ca trăsnit. Cum așa ceva? Scoală-te, mergi mai departe și ți se va spune ce trebuie să faci. Și așa apostolul Pavel a devenit creștin. Cum? Printr-o astfel de revelație, pentru astfel de descoperire a Domnului. A fost omul care s-a bucurat de un har deosebit. Dumnezeu Tatăl e foarte important de știu și acest adevăr. Găsește în acest om care a fost, cum el însuși spune, cel mai mare păcătos pentru că a prigonit biserica lui Dumnezeu, dar și acel om care nimeni ca el n-a putut să capete
o astfel de încredințare că Iisus este Dumnezeul venit în trup de om. Și Tatăl, când l-a privit, acestuia, foarte important de știut, Tatăl îi descoperă acel plan pe care l-a întocmit în el însuși pentru o nouă zidire, pentru o nouă omenire, pentru un alt neam de oameni, nu ca acel care venea din Adamul, care din nefericire a căzut atât de repede în păcat. Și Pavel a avut fericirea să-i se facă cunoscut acest har, care merge până acolo și el o spune cu curaj că Dumnezeu Tatăl în cele din urmă, pentru vechea zidire, va judeca lumea prin omul Iisus Hristos. De ce îl numește om? Pentru că în trupul lui de carne, fără păcat, Dumnezeu a făcut pentru noi toți ispășirea păcatelor. Și Hristos este cel care are meritul să judece lumea. Dar Pavel spune un lucru. Și după Evanghelia mea, adică după felul în care Dumnezeu i-a descoperit această taină care este mântuirea care vine de la Tatăl. Când spunem cuvântul care vine de la Tatăl, avem în vedere mântuire pregătită de Tatăl. Nu pot să vă spun, am mai încercat de mai multe ori să putem mărturisi cât de cât măcar din bucuriile pe care noi le-am avut. Și sigur, nu sunt eu cel care toți copiii lui Dumnezeu, întotdeauna, mai mult sau mai puțin, am avut și avem această mare bucurie ca să fim hrăniți. Întrebarea, dar de cine să fim hrăniți? Copiii într-o familie știu că părinții sunt acei care îi hrănește. Părinții sunt acei care se ostenesc, se îmbrace și toate celelalte lucruri. Dar pentru noi, cine acel care ne hrănește pe noi cu astfel de bucate? Cine acel care ne îmbracă în neprihănire? Cine acel care ne socotește neprihăniți? Cine acel care ne are viața în mâinile Lui? E Dumnezeu Tatăl. Iar acest adevăr îl spune Mântuitorul în Ioan 6. Și pâinea pe care o dă Tatăl din cerul este de așa fel ca cineva să mănânce și să trăiască. Întrebare, descoperirea pe care o avem în Sfintele Scripturi, de unde vine? Dintr-o școală pe care am făcut-o, școala este bună. Dar dacă îmi lipsește revelația din partea lui Dumnezeu Tatăl, în loc să ajung un suflet de încredere pentru Dumnezeu, ca să-mi încredințeze Evanghelia, să o vestesc și altora, eu rămân un vas gol, căci Dumnezeu este acel care umple ființa unui lucrător, ființa unui preot, a unuia pe care Dumnezeu vrea să-l pună în slujba Lui. Dar dacă îți lipsește revelația, ești gol, goluț, cel mult poți să ai, tot Biblia spune, vai, vai de poporul meu, zice Domnul, care m-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și și-au săpat pusuri crăpate care nu țin apă. Ce înseamnă de fapt o astfel de fântână, fără izvor? Face o groapă, vine ploaia, se umple cu apă, ploile s-au dus, pământul îți absorbe apa, mai iei ceva din ea și te pomenesc cu groapa uscată. Și Domnul vorbește limpede. A nu rămâne în el, a nu rămâne în cuvântul lui Dumnezeu, inima ta nu-i decât un
groapă în care adun de aici, de acolo, torni acolo ca să ai și tu. Dar fără izvor, groapa e groapă, dragă. Și Domnul spune și vai, vai de poporul meu care a săvârșit un îndoit păcat. M-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și și-au sepat pusuri crăpate care nu se apă. Nu se poate trece cu vederea bucuria Domnului care este în mijlocul nostru, care dorește ca să se facă cunoscut oricui din cei ce suntem aici. Ne întrebăm, avem noi această mare bucurie pe care Iisus a spus-o după ce El avea să fie adus ca jertfă pentru păcatele noastre, făcându-ne astfel neprihăniți în ochii lui Dumnezeu, ca Tatăl la rândul Lui să ne dea potrivit cu dragostea pe care a avut-o mai înainte de veșnicii pentru noi, darul Duhului Sfânt, pe care Biblia, care Iisus îl numește izvorul apelor vii. Când ai această încredințare, ești suflet fericit, bucură-te, dă slavă lui Dumnezeu. Nu te uita la valuri, nu te uita la cei care nu-L cunosc pe Hristos. Nu! Dacă vrem să înțelegem și mai bine ce înseamnă a avea această viață din belșug, trebuie să mai știm încă un lucru. Formalismul religios înseamnă moartea credinței. Acolo unde această viață de formă, de mântuială, la care mulți rămân la ea și gândesc că prin asta pot să ajungă în Împărăția lui Dumnezeu, se înșală amar. Puțina credință, acea puțină brumă, sau cum vrei să-i spui, care ai avut-o cândva, dispare. Și rămâi cu forma. Ca să se împlinească Scriptura care zice despre acest formalism, zice toate aceste lucruri, spune Pavel, ele au o înfățișare de evlavie, adică pare că a fi ceva, dar le lipsește puterea. Întrebarea, la ce putere se referă Iisus când spune, dar le lipsește puterea? Le spune ucenicilor, care și ei, până la înviere, au mers după El, pentru că cuvântul Domnului are putere, când cheamă pe cineva, vine. Și totuși vii și totuși nu-L cunoști până la o vreme. Dar dacă te-a chemat, înseamnă că vine totuși o vreme să-L cunoști. Ca și Iacob. L-a chemat, dar nu-L cunoștea. Și a trăit vreme de 20 de ani în casa lui Laban. Știm ce a făcut acolo. Abia după 20 de ani, atunci când a avut loc lupta între el și Îngerul Domnului în noaptea aceea, a avut fericirea să-L cunoască. Cum? Când a descoperit, când și în ce fel l-a descoperit pe Dumnezeu. 20 de ani a umblat pe căile lui. Omul acesta trebuia să treacă prin judecata lui Dumnezeu. Voi fi cu tine toate căile tale, dar Dumnezeu nu primește pe cineva în împărăția sa umblând pe căile care el și le-a ales. Să ne gândim cum și-a mulțit turmele, să ne gândim la tot ceea ce Iacob în casa lui Laban a făcut. Și a avut loc lupta. Și lupta a fost atât de dârză între el și Îngerul Domnului. Deci uitați-vă ce este omul. Vă rog foarte mult, iarăși aici facem o subliniere. Că nu degeaba Dumnezeu a vrut să se facă om, căci de la început a spus om după chipul și asemănarea noastră. Și interesant este că vom vedea pe Domnul într-un trup asemănător cu al Sfinților din toate timpurile și El fiind fratele nostru mai mare, va fi în mijlocul nostru totdeauna respectat și oricine ne vom închina Lui,
știindu-L că este și Domnul. Dar mă întreb, bine, dar care a fost rostul când Dumnezeu a zis să-L facă după chipul și asemănarea Lui? Ne trebuie foarte mult timp, nu știu dacă mai putem prea mult să vorbim, dar trebuie gândit un lucru. Mi se duce gândul la atâtea versete în Scriptură. Mai întâi, scopul pe care îl are Dumnezeu în noua creație, în noua zidire, este acela. Dacă cu omul din tâi, datorită neascultării, păcatul a intrat în lume și moartea a domnit, cum spune Pavel. Întrebarea, în noua creație, în noua zidire, ce se va întâmpla? Cine va domni? Va domni, dacă în întâia zidire păcatul a fost cel care a domnit, în noua zidire, în noua creație, neprihănirea. Bun. Dar această neprihănire, în cine o vedem ca să o avem și noi? Și cuvântul spune că Hristos a fost făcut pentru noi neprihănire, sfințire, răscumpărare, înțelepciune. Deci toate aceste virtuți cu care putem să-L slujim pe Dumnezeu, le avem în cine? În Hristos Iisus. Încă din Vechiul Testament s-a spus și îl vor numi Domnul neprihănirea noastră sau starea noastră după voia lui Dumnezeu. Continuăm câteva gânduri cu privire la felul cum poate un om să ajungă să-L cunoască cu adevărat pe Domnul. Bun, pentru că timpul e foarte scurt, ne vom opri la câteva versete. Dacă luăm aminte cu grijă, când citim în Sfânta Scriptură, cuvintele care le spune Mântuitorul, El are un fel de a vorbi așa încât unii îl pot pricepe, alții nu. Cei care nu-l înțeleg au părerile lor și cu acele păreri ei nu pot niciodată să ajungă în lumină. Le-a vorbit în fel și chip și le-a spus un lucru. Dacă n-aș fi făcut între ei lucrări, fapte, minuni și cuvinte pe care nimeni altul nu le-a mai făcut și păcat n-ar avea. Dar le-am vorbit, adică El vorbește foarte clar, le-am arătat, le-am spus, au văzut și totuși nu cred. Bun, dar ne întrebăm, dar care este cauza totuși că aceștia nu au putut să creadă? Sigur, Apostolul Pavel, când prima dată am citit acel loc din Romani, în care Domnul Pavel vorbește că Dumnezeu este acel care hotărăște, El e acel care alege, El e acel care cheamă, și El spune Pavel acolo un cuvânt, că cine suntem noi oamenii să judecăm pe cel care alege, pe cine vrea și are milă de cine îi place. Și Pavel, dar cine ești tu omul ca să judeci? Deci Pavel n-a mai avut alte cuvinte ca să poată da o explicație care este totuși cauza pentru care unii sunt aleși și alții nu. Tot în cuvânt găsim scris când Apostolul vorbește despre unele lucruri deosebite și îl spune un lucru și ce spunem noi printre cei aleși. Apoi Petru, la fel și el, una din epistole, spune că cuvântul pe care el îl mărturisește
este pentru cei aleși de Dumnezeu, pur de o parte pentru El. Haideți să înțelegem acest adevăr. Mai întâi facem o precizare. La Dumnezeu Tatăl, care așa cum am auzit și cântarea, El este Dumnezeul fără de început și e fără de sfârșit. Nu găsești cuvinte ca să poți arăta prin cuvinte cine, de când e, cine și cât va fi El în timp ce urmă. Cuvinte nu găsești. Deci la El totul îi este cunoscut mai de dinainte, absolut totul. Ce spun acum așa, numai cuvinte de reper, ca să putem primi acea lumină care ne duce pe calea care este Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu. Mama fiilor lui Zebedei a avut o dorință ca cei doi fii care erau acum aleși de Domnul ca ucenici ai lui, ea vine cu dorința, Doamne, vreau. Atunci când Tu vei fi în slavă, acești fii ai mei să fie unul la dreapta ta și unul la stânga. Și Iisus se spune, și bine, nu știți ce cereți, poate ei să ia paharul care am să le iau eu. Deci slava depinde de paharul pe care l-ai de luat în această lume. Și ei răspund și da, putem. Și Domnul a știut că toți acei ce îl vor urma vor avea și ei parte de paharul care l-a luat el. Și da, e adevărat că îl veți lua. Dar s-a auzit ce am vrut să spun acum. Dar cinstea de a fi la stânga sau la dreapta mea nu mai depinde de mine. Și ea este păstrată pentru care a fost pregătită de Tatăl. Deci cum lucrează Dumnezeu? Asta este foarte important să vă spun. El nu lucrează nimic întâmplător. Mântuirea noastră a fost proiectată, rânduită, hotărâtă, gândită de Tatăl mai înainte de întemeierea lumii. Absolut. Și Iisus, care a știut acest lucru, în Sfânta Scriptură, care este planul lui Dumnezeu, Iisus de la iesle și până pe cruce a ținut seama de orice cuvânt care era scris pentru El să-L trăiască. Și în chinurile grozave a vrut și El o picătură de apă. Nu îi mai trebuia nimica, terminase cu totul. Dar era prevăzut în Scriptura Tatălui. Atunci când El avea să primească pedeapsa păcatelor lumii întregi, ca lumea să se dovedească cât este de blestemată datorită necredinței, va cere și El o picătură de apă și lumea nu o va da. Pentru ca dreptatea lui Dumnezeu să fie bine justificată când păcătoșii vor ajunge în iad și nu vor avea măcar o picătură de apă. Și Tatăl, care a știut totul mai de dinainte, a prevăzut acest lucru în Scriptură. Și Iisus spune cuvântul. A cerut de sete ca să se împlinească cuvântul Scriptură. Și Domnul totdeauna confirmă orice adevăr ce noi îl vom trăi. Vorbește în Evanghelie despre bogatul și Lazar și de înflăcările iadului. Bogatul a văzut pe Lazar, săracul care, în sfârșit, povestea o știți. Măcar o picătură de apă să-i răcorească buzele. Și Avraam spune, nu se poate. Nu se poate.
Între noi și voi e o prăpastie. Ca nimeni de la voi să nu treacă la noi și nici de la noi la voi. Întrebare. Acel bogat care a ajuns acolo și și-a dorit o picătură de apă să se răcorească, cât timp a trecut de atunci și până în momentul de față? Și cât va fi veșnicia? Va avea el bucuria ca cineva să-i răcorească buzele? Bun. Dacă Dumnezeu e sfânt și drept, și ăsta este adevărul, când în iad se vor ridica tot felul de țipete și rugăminte, se pune întrebarea, ei va asculta cineva? Domnul Iisus a fost el ascultat în chinurile câteva ore să se zbată cele patru cui răsticlit? I s-a făcut cuiva milă să dea o picătură de apă să-și răcorească cât de cât buzele? Și Domnul Iisus limpede. Când eu eram pe cruce și muream pentru voi, pentru păcatele voastre, pentru fără de legile voastre ca să trăiți, și am cerut și eu o picătură de apă și nu mi-ați dat. Acum voi vreți apă? Atunci se va împlini cuvântul dinte pentru dinte și ochi pentru ochi. Dumnezeu este drept și în dreptate nu există iertare, să știți. Dreptatea cere ispășire pentru păcat. Nu există păcat fără... Nu există iertare fără ispășire. Bun. Trecem mai departe. Cum poate un om să aibă bucuria să-L descopere pe Dumnezeu în omul Iisus Hristos, dulgherul din Nazaret? Filip, un om simplu, necărturar, dar a avut chemarea să devină, știm cu toți, un ucenic al Domnului. Îl întâlnește pe Natanael, un om învățat, un om pregătit, un om la locul lui, cu minte, și îi spune, tu știi că noi am aflat pe Mesia, Iisus din Nazaret, dar ăsta cărturar fiind, știa că Mesia nu va veni din Galileea, din Nazaret. Era tocmai regiunea, ținutul în care era un amestec de evrei cu neamuri, aduși de alți împărați, în sfârșit nu mai mergem aici. Și eu am spus, dar poate ieși ceva bun din Nazaret? Filip nu era cărturar, el nu știa istoria poporului evreu cum o știa Natanael. Ce vino și vezi? Adică, ca să-ți dau o explicație, n-am cum. Dar hai și vezi. Și Natanael a plecat după Filip. Haideți, vă rog, să învățăm și noi. Căci Biblia este o oglindă în care te vezi cât poți fi de credincios sau necredincios. Vino și vezi. Și Natanael merge după un om care nu a putut dea o cât de cât de explicație cu privire la felul în care îi vorbește despre Mesia din Nazaret, dulgherul, de care toți evreii, toți dușmanii lui Iisus, știa că e un înșelător, că a mărgit și duce lumea după el așa. Și Natanael nu rămâne la vorbele lor, ci merge după acest om simplu, care a spus, vino și vezi. Și merge. Întrebare. Că mi se duce gândul la aceste versete. Are sufletul nostru o astfel de inimă bună? Căci numai cu o inimă bună poți să-ți lași slava la care te gândești că o ai tu în această lume în ce te socotești că ești și poți foarte frumos să mergi după un pescar, cum era Petru, Iacob și Ioan, după un Filip, un om simplu, și dacă mergem pe firul Sfinților, cam mare majoritate, tot așa am fost. Poți să-ți lași tu slava ta de om ce ești în lumea asta și să poți să vezi
cât e de adevărat ce îți spune un plugar, un cioban, când ascultă generalii, oameni care s-au pregătit așa într-un chip nemaipomenit pentru a fi bun de război, că un cioban de la oi, un tânăr de 20 de ani, să câștige un război, vede cu un toiar, cu o praștie și câștigă lupta. Deci de aceea sunt legende, domnule, sunt povești, ce pot să crezi așa ceva. Pentru omul necredinței, nu e posibil așa ceva. Întrebare, e pentru noi, iubiții mei frați, inima noastră poate fi atât de ușor de înduplicată de Dumnezeu, că este vorba de El? De El? Căci Filip nu i-a mărturisit altceva. Vino și vezi. Noi l-am găsit pe acel pe care Israel îl așteaptă. Și Natanael merge. Nu mai era nevoie acum de Filip să-l lăurească. Când a ajuns apropiat de Iisus, de departe, cum îl vede, Iisus ia vorba. Aici este secretul acelui oameni simpli care câștigă suflete pentru împărăția lui Dumnezeu. Ei nu știu prea multe, dar îi aduce la Hristos. Și Hristos e acel care pe dată îi cunoaște și vom vedea acum intrăm în acest amănunt. Și doar un singur cuvânt ți l-a spus și pe dată ai și căzut la picioarele lui. Iată un izraelit în care nu este vicășug. Și ăsta mireasă și de unde mă cunoști tu pe mine? Ce știi tu despre mine? Și Iisus îi spune un lucru care nimeni nu știa decât noi, El ca Dumnezeu. Înainte de a te chema Filip, te-am văzut când erai sub smochin. Sub smochin? Noi care am trecut prin anchete și anchetatorul ne punea fel și fel de întrebări cu privire la unele lucruri pe care îi vrea să le știe, era foarte interesant. În timpul anchetei, trebuia să fii foarte atent. El punea fel și fel de întrebări, bănuieli, dar nu era nimic concret, adică ceva sigur că știe despre ce vrea el să te întrebe pe tine ca să-i spui lui. Și foarte frumos acopeream de minuni. Nu, nu e adevărat, nu știu, n-am văzut, nu m-am întâlnit, n-am fost și așa mai departe. Că poate să uita că lui îi trebuia ceva să știe, ceva acel ceva pe care habar nu-l avea și când vedea că el nu știe, eu lui nu-i spuneam nimic. Și așa a fost salvate atâtea vieți ale fraților noștri care puteau să ajungă în pușcărie, dar așa Dumnezeu ne-a ajutat ca să apărăm pe frații noștri. Bun. Care era secretul? Natanael, născut pe vremea când și Mântuitorul a venit pe pământ. Și când Ierod a dat toți, din toți copiii să fie omorâți până la 2 ani, cum știți cu toții, în acel număr de copii, 14.000, trebuia să intre și acest Natanael. Dar părinții lui l-au ascuns. Un adăpost, sub un smochin, pom, știți cum arată, cu frunzele lui mari, și acolo copilul acesta a fost crescut. Nimeni n-a știut. Copilul s-a făcut mare. Decretul era rămas mai departe. Dacă s-ar fi descoperit că un om care s-a născut în timpul când a fost dat așa hotărâre ca toți copiii să fie omorâți, Natanael a fost și el omorât. Părinții lui au murit, dar el secretul l-a știut. El și Dumnezeu atât. Și Iisus cum l-a văzut? Înainte de a te chema Filip, te-am văzut. Rabi. Deci uitați-vă, cu un singur cuvânt, Natanael este câștigat de Dumnezeu. Rabi, adică învățătorul, adică Dumnezeule. Ne punem întrebarea. Ca să avem o înțelegere perfectă în Scripturi, trebuie să cauți totdeauna să vezi cauza care. Care a fost motivul
pentru care a putut să meargă după un om simplu, motivul pentru care acest copil a fost salvat de a nu fi omorât de Erod, pentru care motiv a ajuns la anii la care a ajuns și a avut fericirea să fie chemat la Iisus. E foarte important. Ajungem la mezul acestui adevăr. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl care este aici în mijlocul nostru, că El e acel care ne încredințează. Voi ați fost cunoscuți de Dumnezeu mai înainte de întemeirea lumii. Amin. Și acei pe care i-a cunoscut, i-a și chemat. Pe cei care i-a chemat, ce spune mai departe, i-a și socotit neprihăniți. Și acei pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Proslăvirea constă în faptul că ai fost înfiat, ai primit darul Duhului Sfânt. Și Pavel merge mai departe. Dacă Dumnezeu e pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Când te bucuri de o astfel de chemare, de slavă lui Dumnezeu, noi nu suntem mai Domnului numai din clipa în care ne-am întors la El. Încă înainte de a fi lumea, suntem ai Domnului. Vor zice unii mari să-i nebun la cap, cum poți să vorbești așa ceva? Ne întrebăm, dar în cine ne-a văzut Tatăl mai înainte de întemeirea lumii? Tot Biblia spune. Am fost cunoscuți în Hristos Iisus, nu spune Evanghelia, mai înainte de întemeirea lumii. Dacă Dumnezeu a dat nume la orice corp ceresc care se vede, fie scrie în cuvânt, cu cât mai mult când este vorba de sufletele care aveau să fie sămânța lui Hristos. Aici este frumos. Pentru că biserica, fiecare din noi, nu suntem altceva decât sămânță dumnezeiască. Dacă evreii n-aveau voie să se căsătorească cu alt neam, și ei vorbesc acolo că toți cei care și-au permis să facă aceste legături cu neamurile și vorbește că ei, ca popor sfânt, s-au făcut vinovați, s-au spurcat cu neamurile. Deci, întrebare. Avem noi încredințarea fericită că îi suntem al lui Dumnezeu mai înainte de întemeirea lumii? S-au făcut toate cum s-au făcut și am ajuns și ne vedem. Ce ziceți? Natanael, îl luăm pe el. Era Dumnezeu în acest suflet când era în groapă, acolo, în ascunzătoare? Sau Moise, care la fel și el a fost salvat, în sicriașul care era pus copilul și l-a dat pe apă, era Dumnezeu cu el? A avut Dumnezeu un plan cu acel prug dat pe un sicriaș pe apă și l-a văzut fica lui Faraon, nu întâmplător. Și dacă mergem pe firul acestor întâmplări, avem a face cu Dumnezeul care este atotștiutor, iar tot Biblia este aceea care ne dă fiecare dintre noi. Temelia tare și de nezguduit este aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Cu această credință noi mergem. Și când Natanael se apropie de Iisus și Iisus îi vorbește, Dumnezeul, mai bine spus, lumina, când este lumină, care era în acest Natanael, pe dată l-a recunoscut pe Iisus, ca fiind Dumnezeul din care El își are obârșia ca om. Ne cunoaștem noi obârșia, omul nou, făptura nouă care este în noi, din cine este născut? Ce sămânță este aceasta? Nu spune oare Scriptura că noi suntem născuți de sus? Nu spune Scriptura că noi suntem sămânță dumnezeiască? Nu spune Scriptura, Iisus este bobul
Și acest Bob, dacă a murit și a înviat, a dat naștere bisericii, ne întrebăm, dar cine este biserica? Ce este biserica? Roadele Bobului, care a murit la Golgota și a înviat. Nu vreau să merg mai departe, că timpul nu îi mai permite, dar vă rog foarte mult, iubiții mei, frați și surori, credința noastră nu se întemeiază, dragă, pe basme și pe povești. Ea nu se întemeiază pe istorisiri omenești, ci pe cuvântul adevărului. Amin. Ne întrebăm, iar și revenim la cuvântul, dar ce este adevărul? Adevărul este ce a spus Iisus, eu pentru asta am venit, să mărturisesc despre adevăr. Bun, îl întrebăm chiar pe Domnul. Bine, Doamne, dar ce este adevărul? Și El ne va spune foarte limpede, direct, adevărul este Dumnezeu. Amin. Eu pentru asta am venit, să-L mărturisesc pe El, să-L fac cunoscut pe El. Și când omul ajunge prin cuvântul care este Hristos Domnul, să avem această lumină, a-L cunoaște pe Dumnezeu Tatăl, iubiții mei frați, viața veșnică nu constă în tot ce a pregătit El, că sunt, dar adevărata bucurie pe care Tatăl dorește ca noi să o avem, este aceea, să-L cunoaștem pe El și pe Domnul Iisus Hristos. În El sunt aceste comori veșnice, dragă. Noi rămânem la infinit cu Dumnezeu și infinitul acesta fără margini. Vom avea bucuria permanent să descoperim în Hristos Iisus comoară după comoară, har după har. Și astfel Dumnezeu cel atotputernic va umple pe copiii Lui dintotdeauna cu aceste bucurii negrăite și strălucite, cum spune cuvântul lui Dumnezeu. La această viață ne-a rânduit Dumnezeu. Mă opresc aici, că dacă ar fi să continuăm, am rămâne până ne aprinde noaptea aici. Dumnezeu care este aici cu noi, numele Lui să fie proslăvit și noi să avem frumoasa și fericită nădejde că suntem ai Lui. Dar numai îngăduiți-mi, vă rog, câteva cuvinte și cu asta am încheiat. Când omul în care Dumnezeu este, dar el nu l-a știut, dar când ajunge să se întâlnească cu Dumnezeu, pe dată Dumnezeul care este în omul, pe dată îl recunoaște pe Dumnezeu pe care lumea nu-l știe. Natanael pe dată vede în Iisus pe Dumnezeul care a scăpat viața de la moarte. Și el e foarte interesant. Această cuplare, această venire a noastră la Domnul, nu e ca și cum ar fi vorba de un loc care nu este al nostru. Fiecare din noi, potrivit planului lui Dumnezeu, ne avem un anumit loc în Hristos Iisus.